Cum a fost primul titlu? Păi e anul în care Mircea Lucescu pleacă, nu? La un moment dat, nu? Da, și se întoarce. Și se întoarce. E cu da. Și eu ce fac, Nea Mircea. Ți-ți Dumitriu cu celebra farsă. Cum a fost primul titlu câștigat? Ceva deosebit. A fost ceva fantastic. Atunci mi-am dat seama ce înseamnă să fii campion și mai ales ce înseamnă să fii campion cu Rapid București. E ceva care nu poate fi descris așa în cuvinte. A fost o zi memorabilă pe care, nu știu, n-am să uit niciodată, mai ales că am și marcat, am învins cu 1-0 Craiova pe Giulești. Și e ceva frumos. Te simți împlinit din toate punctele de vedere. E ceva deosebit. Da, tu ziceai că ai plâns când ai aflat că Mircea Lucescu pleacă. Da. Te-ai temut că puteți pierde și titlul? Păi după experiența care am avut-o în sezonul precedent, mai ales cu rezultatul de la Craiova, normal că am fost mult mai concentrați, mult mai implicați. Eram datori cumva. Eram datorii publicului, datorii suporterilor, datorii conducătorilor care ne-au asigurat condiții foarte bune și atunci datorii lui Nea Mircea Lucescu, nu? Pentru că noi cu toții așa gândeam și am mai spus lucrul ăsta că mie mi-a plăcut întotdeauna sau primul lucru când după rezultatul final când câștigam îmi plăcea să-l văd antrenorul meu, să-l văd fericit. Asta era bucuria mea. Și noi toți, jucătorii, eram datori cumva tuturor să câștigăm acel campionat și mă bucur că am făcut. Până la urmă Mircea Lucescu pleacă și fostul coleg Mircea Rednic devine antrenor. Cum e trecerea asta să-ți un coleg să-ți devină antrenor? La fel, pentru mine a fost o oportunitate pentru că am jucat alături de Mircea Rednic, alături de el am învățat cumva jocul, mă refer la partea tactică, m-a ajutat foarte mult, m-a motivat, a fost alături de mine, m-a susținut foarte mult ca și coleg și după aia m-a susținut foarte mult și ca și elev. La fel și Mircea Rednic are un rol foarte important în evoluțiile mele, în rezultatele mele, ca fotbalist, ca fundaș central. Și el a avut momente în care mă certa, dar lucrurile astea m-au ajutat foarte mult. La ce făceai? Păi nu, îți minte când eram colegi, mi-aduc aminte și a contat foarte mult acel moment pentru mine. Știu că eram în cantonament la Poiana Brașov și alergam, aveam un traseu cumva pe lângă pădure sau ceva de genul. Și el era primul, împreună cu Neluțu Saboi erau primii la alergare tot timpul. Veterani. Și la un moment dat, aveau o vârstă. Da, și alergai, erau primii la alergare. Și știu că eu eram undeva pe la mijlocul grupului și dintr-o dată s-a întors Mircea spre, și-a întors privirea către mine și s-a uitat așa un pic, adică mi-a făcut semn să trec în față. Și m-am simțit atât de derușinat pentru că el avea o vârstă, eram mult mai tânăr și stăteam în spatele lui și din momentul ăla am alergat cot la cot și în fiecare zi din acel moment am fost tot timpul, eram primul la pregătire. Deci acel moment m-a marcat într-un fel și pozitiv, lucru foarte bun. După aia și ca, deci m-a ajutat foarte mult când eram colegi, m-a ajutat foarte mult când eram antrenor. Enorm de mult, m-a susținut foarte mult. Eram deja devenisem un titular la echipa națională. Deci am avut o perioadă foarte bună. Cu Mircea Rednic antrenor, devii și capitanul Rapidului, nu? Da. La un moment dat. Cum ajunge banderola da. Pe umărul tău? Păi da, știu, exact cum ți-am spus. Mircea Rednic m-a apreciat foarte tare și după aia știu că se alegea cumva capitanul prin bilețele. Și la un moment dat, dacă nu mă înșel, Jean Barbu și bineînțeles și ceilalți colegi i-a transmis lui Mircea Rednic că ai Nea Mircea, ce să mai alegem? Că Adrian Ienci este capitanul nostru.
și nu s-a mai ales prin bilețele și din momentul ăla am fost capitanul echipei. Cum a fost așa? Că titlul din 2003, câștigat cu Mircea Rednic și ultimul titlu al Rapidului de altfel, câștigat cu Mircea Rednic pe bancă, cu tine capitan. Da. Și veteranul oarecum, adică din echipa care câștigase cu Mircea Lucescu, câți mai erai tu, Măldărășanu și cred că Sabău. Parcă... Neluțu Sabău, da. Deci doar voi trei. Neluțu Sabău, Raț, chiar dacă el nu a jucat, era un copil. Un copil la vremea respectivă, nu a jucat, dar era și el acolo. Adică și el, puteam să-l punem și pe el, de ce nu? Da, Răzvan Raț. Cine mai era? Nu știu dacă mai era ceva. M-am uitat așa, cel puțin pe echipa de bază, numai. Voi trei oarecum erați. Pentru că atacul atunci era, cine era? Pancu și Mudică, dacă nu mă înșel, Ionel Ganea. Acum bratul cu Daniel Nicolae. Cu Daniel Nicolae, da. Adică echipa schimbată total. Echipa schimbată total și... Mi-aduc aminte că la începutul campionatului, până să înceapă campionatul, toată presa și oamenii din fotbal spuneau că Rapidul va fi o echipă de locul 10. Da, pentru că sezoanele precedente au fost așa și așa, adică ați avut Mircea Rednic, ba pleca, ba se întorcea. Se uitau probabil și la lot, pentru că erau foarte mulți jucători tineri. Da, Nicolae, foarte tânăr. Florin Bratu, foarte tânăr. Șoavă, foarte tânăr. Raț, foarte tânăr. Vasile Maftei, foarte tânăr. Noi ăștia mai... Cu toate că eram și noi tineri. Eu, Măldărășanu, cine mai era așa, 20 și Vali Bădoi, dacă nu mă înșel, Nae Constantin, Perje, Dănuț Perje. Eram așa mai, jucătorii mai experimentați, să spun. Restul erau jucători tineri și am luat campionatul. Mi-aduc aminte că turul campionatului l-a terminat o diferență de 11 puncte față de Steaua.